Ăsta e mișto. O să păstrez toate iteme care pică, o să le păstrez. Hai să vedem. Atât! Atât! Atâta! Wow! Câte roșii erau! Că nebunesc aici, wow! Razna! Na, uite cum să duc banii, na? Oh, atât! Atât! În două cuțite nu dă nimic, bă! În două ăsta, bă, am băgat 3-4 mini, nu mă știi! Și iar trec două cuțite și nu-mi dă nimic! Și iar două colo, bă, frate! Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta suntem din nou suntem din nou aici la un nou episod din Stand of 2. Ne bâlbâim, lăsăm așa episodul pentru că îmi place să fie naturale. Deci e ora 6 dimineața, mai exact 6 și 10, dacă nu mă credeți, uitați eu pe Instagram-ul meu xlader1. Am postat acolo la 6 dimineața, nu am somn și m-am gândit la o idee. Ce ar fi dacă m-aș trezi eu la 6 dimineața și aș deschide cutii și m-am gândit așa, nimeni nu deschide cutii la ora asta și s-ar putea ca toate șansele să fie la mine și să deschid cuții. După aceea mă culc înapoi după ce termin episodul ăsta, așa că apăsați butonul de like, suntem pe canalul secundar xlader r în 2025, suntem înainte, avem 5.000 de puncte din astea. Dacă ne uităm aici, 3.000 sunt 1.145 de lei. Nu mai știu să vorbesc la ora asta, mă înțelegeți și voi, e 6 dimineața, gândiți-vă că vă ascultă la 6 dimineața. Eu la 6 dimineața parcă aveam orele sau la 7, nu, la 7 începeam. Gândiți-vă că vă ascultă la ora 7 dimineața, când începe primul minut, vă trece la tablă. Dați și un like, dați și un subscribe la canalul ăsta să crească, scrieți în comentarii episoadele lui Xlader, mi-au schimbat viața să vadă și YouTube-ul și când mai vă întreabă, dați și stele și dați acolo, life changing. Ca să mă ajutați și pe mine, pentru că pe canalul ăsta nu se fac bani, nu se fac vizite, nu se fac like-uri, nu se fac nimic. Doar eu muncesc eu așa că vreau să văd experiment, să vedem dacă putem să-l creștem și pe ăsta ca pe la mare. De asemenea, l-avem pe Rafael acolo în dreapta, pentru că e talismanul meu norocos. Nu face nimic Rafael, nu aduce vizite el acolo, e doar așa la mișto. Așa că haide să vedem, o să cumpărăm 10 fable-uri. Să cumpărăm 10 fable-uri. Am zis că țin mult din banii ăștia. Am luat la ofertă niște bănuți și am zis că țin mult din ei. Am avut vreo 10.000 parcă și în 3 episoade s-au dus. Așa că am luat niște fable case-uri. Ce mai vreau eu de aici? Am văzut că și pe shop sunt diverse cutii. Mănuși nu prea îmi plac mie, sincer să fiu. Hai să luăm o să luăm fable case și o să luăm câte una din asta. Așa. O să luăm câte una așa, de asta, așa, și câte una de asta. Va trebui să mai păstrăm buget și pentru episodul următor, pentru că de ce? Eu, după ce văd că n-apuc nimic ca din astea, mă enervez și mai iau altele. Asta e toată faza, deci mă enervez că nu-mi pică nimic. Dacă dăm aici la filter, dăm aici la containers și dăm apply, mai sunt multe containere, însă cât e asta, mă? Asta e 79, credeam că e 29.000. 119 fanansan asta. Hai să luăm și una de asta. Uite-l pe al meu cum face poze. Luăm și una de asta și să cam duce bugetul. Și cu asta și o să începem. Mi se pare că nu are cuțit asta, dar are asta. Uite ce mișto e arma asta, e foarte mișto. Și nu are așa multe arme, dar să mișto. Hai să vedem. Ar trebui să-mi pice roșia. Și bineînțeles, ce credeți că pică din toate dropurile posibile? Din toate dropurile posibile îmi pică chiar un AVP din ăsta care este albastru și este cel mai slab. Bun, au fugit cutii. Cutiile care fug de obicei au ceva bun ele. Deci haideți să începem cu prima cutie. O să începem cu Chameleon, Chameleon. Ăsta e preferatul meu AVP. Dacă mi-l-a dat și cu Star Trek, urmăresc să-mi fac un inventar mișto în România. Și să continuăm. O să mai postez și Granny pe canalul ăsta. Hai să vedem, multe mănuși au trecut acolo, trece un roșu și ne dă un albastru. Se pare că teoria mea nu e așa bună, că m-am trezit eu de dimineață și sunt singurul care deschide cutii. Nici o cutie nu a fugit. Va trebui să mai las buget pentru încă un episod sau două episoade, pentru că nu mă ajută nimeni, astea costă. A fost și oferte aici, nu le-am luat din păcate, cu Black Friday erau. Din păcate nu le-am luat, dar 145 de lei... Nu știu ce să zic, în condițiile în care mai băgăm și pe Brawl Stars, mai băgăm și pe jocul ăsta. Hai să deschidem un revenge case. Să vedem. Bă, și Deagle-ul e bun, dar nu prea joc eu cu Deagle-ul în jocul ăsta. Doar un cuțit să-mi dea, un cuțit roșu și toate albastre.
Uite așa să duc 10 lei gratis. Dar măcar avem Star Trek pe AK. Pe AK-uș. Avem Star Trek pe AK-uș. Nu știu dacă mai avem Star Trek. Avem dai albastru, din păcate. O să dăm echip. A fugit vreo cutie? Nu a fugit nicio cutie. Să sperăm că e ceva în aceste cutii. O să deschidem și prima cutie de Butterfly. Mă aștept ca la 7 dimineața să pice un cuțit. Hai să vedem un cuțit. A trecut încă un roșu. Mamă, cât de aproape. Chiar dacă îmi dă ăla, nu știu ce să zic, cred că e în jur de 100 și nu mi-aș recupera banii. Nu știu ce să mai zic aici de față. Hai să luăm un Fable Box de ăsta. Luăm un Fable Box de ăsta și o să-l deschidem așa ca să distrugă ghinionul. Da, e bine, e bine că am apucat aici așa. O să ziceți, Xlader, ești nebun că te bucuri la ăla. Nu, nu sunt nebun. Dar cine mai vrea gold să apese like și să spuneți minutul ăsta, Xlader, vreau gold. Parola este asta. Parola este asta, Desert Eagle. Hai să vedem un Empire Case cu mânuși. Bă, ar fi mișto și ăsta bun. Și ăsta arată frumos, n-am să te mint. Arată destul de mișto. Două roșii și... Mă așteptam ca după albastrele astea multe să ne facă surpriză cu o roșie, dar din păcate absolut nimic, absolut nimic. A fugit o cutie! Bă, când fuge o cutie e tare rău de tot. Facem și parola, fii atent. Una. La 5, 2. 3 și după aia dăm repede. 4. Fii atent aici, regele. Din păcate nimic, numai albastre astăzi, dar să sperăm că avem noroc și să sperăm că banii aia n-au fost dați și aruncați pe fereastră degeaba, că puteam să-mi iau un cuțit direct de pe marketplace de ei. Dacă mai dăm pe marketplace ceva așa, wow mai e, fane astea, weapon case, scorpion. Am luat un scorpion case, foarte rar și ăsta, scorpion case-ul ăsta, văd că e 200 acum o cutie, adică... E o cutie la preț de 2. Hai să vedem un Scorpion Case. Și ce să vezi, se oprește chiar înainte de cuțit. Ce să vezi, se oprește chiar înainte de cuțit. Se pare că cheltuim banii cu viteza luminii și nu ne pică nimic. Măcar 3000 să păstrăm pentru următorul episod. Deci eu o să mai au 3 din astea. Și gata, astea sunt toate băieți, îmi pare rău. 3000 pentru următorul episod. Am zis că fac 10 episoade. Deci cred că mi-au ieșit doar 3, nici nu știu. Hai să vedem. Au trecut toate roșiile posibile. Și ce să vezi, se oprește înainte la Butterfly. Se oprește înainte la Butterfly, mă. Nu știu bă ce să zic despre asta. Avem și câteva roșii, avem ăsta și cu Venom. Însă nu sunt prea mișto. Ne trebuie mai multe ca să completăm și noi build-ul. Să completăm și noi build-ul ăsta. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cutiuțe. Hai să începem cu a treia cutie de aici. Un cuțit, au trecut multe cuțite, a mai trecut încă un cuțit. Și ce să vezi, se oprește chiar înainte. Chiar îmi trebuia un M4A4. Pentru că nu l-am. Adică nu am nimic aici care să, cu care să-l înlocuiesc. Și ar fi fost mișto să am roșii. Dar n-am ce să zic. Am încercat. Fable case-ul ăsta, mi-a mâncat o grămadă de bani, gândiți-vă, am avut 10.000, nu mai știu, 11.000, 12.000, nu știu cât am avut. Și ia uitați cât mai am, 3.000, din păcate, urât. Mamă, câte cuțite au fost în cutia asta și în albastru! De acum încolo să știți, când vedeți multe cuțite la început, îți dă albastru, 100%. Ți-a dat animația, ai plătit animația destul de mișto, așa că, bă, ce să mai, să mai au niște dăste așa? Ia o să mai iau niște dăstea. Ba, hai să iau dăstea noi, Cameleon. Poate ne pică AVP-ul. E extrem de rar să pice AVP-ul din asta. E extrem de rar și să-l vezi pe linia asta de sus. O, atât! Bă, vezi că e bun din cutia asta. Ia spuneți, băieți, e bun din cutia asta? Eu zic că e bun. Ia, a trecut roșu, ești nebun? Ar fi fost râs să-mi dea acelea skin de două ori. Le lăsăm pe astea un pic la o parte și trecem la astea. Bă, trebuie să-mi dea cuțin neapărat. Ăsta e mișto. O să păstrez toate itemele care pică, o să le păstrez. Hai să vedem. Atât! 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 Wow! Câte roșii erau! Că nebunesc aici, wow! Razna! Mamă, câte roșii era singura albastră din toate roșiile! Wow!
Nu-mi vine să cred! Roșie, apare o roșie pe aici? VHS, ăsta e video, ce ăsta? E video! Din ăla cu caseta, nu știu dacă ați prins voi. Un roșu să văd, măcar să văd roșu acolo. Wow! Floc de aici, bă, astea sunt mai bune decât celelalte. Ia mă, stați puțin, băieți, că poate am găsit șmecheria. Ia. Ia, că poate pică și roșu. What? Atât? Bă, pică mai bine din astea decât din alea. Și sunt 10. Mamă, câte cuțite. Trebuie să-mi dea cuțit. Ia, iar! Iar mâncața și câte cuțite sunt, bă, ce mă enervează. Ia, iar o de-asta. Mai am un ban de una. Un cameleon de-asta. Am văzut că pică destul de bine din asta. Nu mă așteptam. Dacă nu-ți pică roșia, tot degeaba. S-a dus norocul. Am apucat două iteme destul de bune și mai am una, două, trei, patru, cinci cutii. Vreau una. O, una fugită! Una fugită. Hai, tată, hai. Cuțit sau ăsta. Star Trek. Să avem și noi ceva pentru thumbnail. Atât. Mamă, cât de aproape a fost. Eu zic că e cuțitul aproape, băieți. Eu zic că e cuțitul aproape. Mai avem cinci cutiuțe. Eu zic că e cuțitul aproape. Eu așa zic. Hai, tată. Bă, cum se face că din toate alea vine un albastru? Asta mă zăpăcește de creier. Din toate alea vine un albastru. Uitați câte fână faluri am. Nu uitați câte astea am. Ia. Lizard. Bă, nu prea-mi place lizard. S-ar putea să mai am un lizard. Crafting avem, n-avem de-astea. Albastre. Hai să scăpăm și de albastre. Ia. Ia. Pisces. Mai am și pisces. De-astea avem multe. Mai ne trebuie una de-asta. Și restul, bă, nu știu ce să zic de altele. Nu prea avem cine știe ce skin-uri. Am băgat bani extrem de mulți și nu avem. Dar poate din astea patru. Poate pică ceva, hai să vedem, două cuțite, trei cuțite. Mamă, dacă era cuțit acolo, eu nebuneam. Spărgeam tot. Spărgeam tot, mai sunt trei cutii. Uitați-vă câți bani am putut să bani, nu mai știu cât am avut. 6.000, 5.000. Am băgat o grămadă de bani și tot nu mi-a picat. Ce să fac mai mult de atâta, mă, mâncați așa. Ce să fac? Ce să fac? Spuneți-mi voi în comentarii. 3, 2, 1 și... E dezamăgitor când te uiți la final și nu e nimic. E ca și cum nu te așteaptă iubita când te duci la întâlnire. E grav rău de tot. Nu știu, am deschis o grămadă de astea. Ar putea să pice unul de ăsta așa. În funcție de un semn de recunoștință. Hai să vedem. Cuțite. Două cuțite la rând. Trei cuțite. Și ce vezi? Trec 1000 de cuțite și îți dau albastră. Cine și-ar dori o albastră? De ce ai deschide cutii să ții albastră? Eu nu înțeleg. Așa, hai să dăm, nu merge să fac crafting, ai văzut? Hai să facem crafting cu toate astea, că nu prea ai ce face cu ele, am dat un tactical. Mai avem două cutii, una a fugit, cred. Una o cutie mai avem? Bă, nu te cred! Ha, mă, dă ceva bun, frate! Că am băgat o grămadă de bani și uite așa mă enervez și stric tot bugetul de episod. Uite așa mă enervez și stric tot. Hai bă frate, uite așa mă enervez și stric tot bugetul. Uite așa mă enervez băieți. Uite așa mă enervez. Nici un cuțit mâncați așa. Asta nici nu mai... Mamă cum mă enervez și nu mai fac niciun episod. Băieți opriți-mă. Băieți, opriți-mă că mă enervez și nu mai fac niciun episod, ia. A, mă, frate, niciun cuțit nici în asta. Cuțit la început, cuțite, cuțit roșu.
Bă, frate, ce dezamăgitor e! Bă! Hai, bă, dai albastră atât de multe la rând! Uite, bă, cum consum tot bugetul, bă! Aute, bă, nu mai gata, nu mai deschid, băieți. Nu mai deschid că nu mai are sens, nu mai are niciun sens, am cheltuit tot bugetul. Am zis că mă opresc la 3000, cât nici nu știu cât am băgat 3000, nici nu știu cât, cu cât am început. Chiar dacă mai deschid acum una, uitați, dacă mai deschid acum una albastră, se pare că teoria mea n-a mers. Iată, nici măcar nu e un roșu la, nu te așteaptă nici măcar un roșu la final, uite-te și tu, na. Na, pentru voi am zis să fac show pe episod, na, uite cum să duc banii, na. Oh, atât, atât, în două cuțite nu dă nimica, bă, în două ăsta, bă, am băgat 3-4 mini, nu mai știu. Amă, și acum ăla fu bait-ul, nu? Ăla fu bait-ul, ăsta, iată, na. Și iar trec două cuțite și nu-mi dă nimic. Și iar două colo, bă, frate, lasă-mă, nu mai. Mai păstrăm ăștia 2000 ca să mai facem un episod. Am zis inițial că fac 10 episoade, din aia 10.000. Din păcate m-a luat valul și am băgat mult prea mulți bani total aiurea. Nici nu știu dacă mai mi-ajunge luna asta să mai fac episoade, nu știu ce să zic. Apăsați și voi măcar un like și măcar uitați-vă când joc aici, pentru că mă ajută să îmi promoveze episodul. Bun, hai să încingem aici o joacă. Pentru cine să uite aici să scrie Pateu23. Cine se uită aici vrea să mă ajute cu episoadele, ați văzut câți bani am băgat acolo, m-a luat valul un pic, cam regret acum. Trebuia să mai păstrez pentru un episod, dar văd eu cum mai fac rost de lea, mai băgăm bani, mai facem rost în funcție de cum se uită lumea. De ce nu merge să scoți mouse-ul? Trecu cineva pe acolo. Sar, mă. Bă, a urcat cineva și nu e al meu. Ce să te bazi, mă, cu Mustafa? Nu mă lăsă să cumpăr. Uite, acum mă lasă să mici mouse-ul. Ce să trage aici? Aude aici, artă, artă, gameplay cu artă, așa se numește. Bomba ticăne, ăsta îl doare la bananas, la bananis îl doare. Ia uite, frumos tras, l-a omorât pe ăla, l-a omorât bomba. Au umblat în el, au umblat în el, ești nebun, ia să vedem noi. Un rifle, hai să luăm pe ăsta și hai să ne ducem. Trebuia să vin la Tero. Dar acum mergem așa, ne mai dă o cutie la final dacă vrei să rămâne, să vedem ce ne pică. Mai sunt doi oameni, așteptăm frumos. Unul acolo. În față să bată aia. De o jumătate de oră să bat. Ia, că l-a bătut. Regele și pun pereți l-am omorât. I-am dat cap în perete omului. I-am dat cap în perete omului. Ești nebun? Dacă ajungi pe locul întâi, mi se pare că îți dă chestii extra, de-aia mă chinui să ajung pe locul întâi. Uite ce frumoasă e cobra asta. Cobra. Hai să vedem.
Să zice așa, vediamo. Nimic, s-a desconectat Mustafaua. Mamă, ce trage ăla. Regele X-Slader. A, era AFK. A, era acolo. Ar fi bine să ducă unul la ei să fac și-o mai multe kill-uri. Oh, Fiero! S-a conectat Fiero! Mr. Happy! Hai că se conectară mai mulți. Dacă cred că se deconectează sau ce naibă fac. Ba da, mă, hai că au venit oamenii mei. Ce mă enervează cu echipieri ăștia ai mei. Opa, e aici. Uite-l cum stă tăvălit aici, ce s-o odihnește. Fiero! Bă, ce xav, noi suntem 5! Bă, trebuia să balanceze echipa, noi suntem 5. Suntem 5 trâmbițați. De ce ai băgat 5 la noi în echipă? N-ar trebui să-i lase. Mai intră unul la ei. Mamă, ce l-a bătut. Mamă, ce încerca ăla. Bă, ce se întâmplă, mă? Și tot ăla a furat kill-ul. Bă, ce se întâmplă, mă? Ia, mă, stai să luăm un AVP. Să ne dăm puțin la viață. Pe locul întâi am scorul 13. Preferam să fie mai mulți ei ca să fac eu mai multe kill-uri. Ia, avem și noi un AVP. N-avem niciun AVP. Mă refer la skin. Salatin, intră Salatini. Mamă, stai puțin că ăștia dau oraș aici. Bă, lasă-mă. N-apucai să pun ținta. Bă, dar suntem prea mulți noi și ei prea puțini. Aute cum stă AVP-ul meu. În aripatul. Roma, a intrat Roma. Ăsta se uită la AVP. Mamă, plantat. Mă, na, plantă. Aute pal meu ce face. Ba da, bombe. Wow. Ăsta e na. Doamne, ce fail! E clar. E sub ăla, să uită omul. Like dacă te uiți aici și zici că ăsta are 1000 IQ. Like dacă te-ai uitat acolo și ai spus că are 1000 IQ ăla. Fiero îl cheamă pe el. Dacă ți-a plăcut Fiero la faza aia. Gata, mă, suntem 5, suntem full house, așa se numește. Full house. Adică casa plină. Opa, ce frumos intra el acolo. Ce frumos! Intrau ei aici, așa ușor. Ușurete!
Ce ușurete intrau ei acolo. Ușurete! Bă, cam regret că am făcut opening-ul ăla. Ia să-i așteptăm noi aici. Că prea ușor intră ei. Dacă ăla nu omoră pe ăsta, pe fierul Ateș. Pierdură. Slabe aia. Uite, au pus panouri. Ăla s-a bătu aiurea. Mr. Happy! Mă bat eu acum 1v5. Bă, las-o încolo! Cât vede ăsta, bă, până acolo? Eu nici nu văd pe ecran de telefon dacă ar fi. A venit direct pe mine. Ceva nu e în regulă cu unii playeri. Ia. Ăla stă. Urăsc flash-ul în orice joc. Îți luminează, sparge fața. Îți luminează în toate direcțiile. Știe, bă, și al meu. Cobor scările, l-ai auzit, dar ce se aude el? Și asta să joacă. Să joacă și el pe telefonul mobil. E ultimul loc ăsta. Ia uite-l. Testează controlele al nostru. Testează controlele. Turcu Arni. Să joacă și el pe telefon la 6 dimineața. Atât. Ești nebun, a câștigat doar că a fost în viață. La o secundă a fost în viață. Ia mă, să ne luăm puțin. Ne luăm puțin la harță, urât de tot. A venit ăla. Mi-a dai mie snipe, one shot. Cum se poate așa ceva, să-mi dai mie snipe, one shot? Tragem pereța al nostru. Cine bate la fereastră? Iauză, mi se pare că e ultima rundă asta. Oricum sunt bine, sunt cel mai bun din joc. Ion!
Ești din Roman. Opa! Mă cheamă ai mei. Văd că bomba e na, eu nu știu de ce pui în B. Iau, ce frumos. Ia vezi regele tău. Ia vezi regele tău. Hai să vedem ce cadouri ne dă. Atât și nu avansez. Ia. Și eu nimic. Atât, asta e tot. I-ai dat lui cutie și mie nimic. Wow. Nimic nu mi-a dat. Nimic. Mi-a dat good luck. Mi-a dat noroc. Ia uite câte am de-astea, pisces. Uite câte am la rând. Nu mi-a dat nimic. Mi-a dat good luck. Băieți, aici încheiem și noi episodul. Este 7:33 dimineața. Nu uitați să apăsați un buton de like când m-am trezit de dimineață să fac episodul ăsta. Pa, pa.